Ministerul Educației a anunțat calendarul simulărilor pentru bacalaureat și evaluarea națională. Acestea se vor desfășura pe parcursul lunilor februarie și martie. Prima testare are loc în 18-20 februarie pentru cei de clasa 8-a, iar cea a bacalaureatului, la care vor participa în premieră și elevii de a 11-a, între 3 și 7 martie. Au loc evaluările finale, e vorba de lucrări semestriale la licee și la școlile gimnaziale. Se va introduce simularea examenului de bacalaureat și la clasele, la copii, la elevii claselor a 11-a. Aceste simulări având loc în perioada săptămânii altfel, acea săptămână despre care deja știm că s-a derulat cu succes în ultimii 2 ani, anul acesta fiind al treilea. Elevii vor fi evaluați din materia parcursă până la data susținerii testului. Elevii de clasa 11-a care vor simula pentru prima dată bacalaureatul vor susține doar două probe, română și matematică sau istorie. Potrivit Ministerului, simulările au un dublu scop: familiarizarea elevilor cu rigorile unei evaluări naționale, respectiv a unui examen de bacalaureat național, și optimizarea rezultatelor obținute de către elevii din învățământul preuniversitar la finalul studiilor gimnaziale sau liceale. O altă noutate îi vizează și pe elevii de gimnaziu. Noutate absolută anului 2013-2014, anul școlar, prin faptul că pentru prima dată se vor da testări la clasele a 2-a, 4-a și a 6-a. Această evaluare se va desfășura în două sesiuni, a doua fiind pentru cei care nu s-au prezentat din motive întemeiate la prima. Potrivit calendarului, testările sunt programate pe parcursul lunii mai.